Hello, hello! Bine v-am regăsit, dragii mei dragi, la analiza de dragoste pentru anul 2022. Dacă ai zodia solară, ascendentul, luna, Venus sau o aglomerare de 4 sau mai multe planete în rac și vrei să știi ce te așteaptă în 2022 în dragoste, pe cine poți întâlni în 2022 dacă ești în căutarea iubirii, care sunt punctele forte și care sunt punctele slabe în relația ta, dacă ești deja într-o relație, precum și răspunsul la multe alte întrebări legate de dragoste și relații, atunci această analiză este pentru tine. Pentru nativii din RAC, văd că astrologia anului 2022 are niște activări interesante pe partea asta de parteneriate, da, relații stabile, dar și pe partea de dragoste și de romantism. În primul rând, aș vrea să vorbesc cu racii care sunt deja în relații stabile și aici mă refer atât la cei care sunt căsătoriți, dar și la cei care sunt în relații oficiale, relații în văzul lumii, relații de care știe toată lumea. Pentru cei care sunteți în cupluri stabile, o să resimțiți și în acest an tranzitul planetei Pluto prin casa a șaptea pentru voi. Pluto este acolo în Capricorn deja de câțiva ani și o să mai stea acolo câțiva ani, înainte să se mute oficial și de tot în vărsător, dar momentan, cât e încă pe sectorul acesta al relațiilor pentru voi, continuă să aducă schimbări și transformări, atât în interiorul vostru, cât și în felul în care voi vă raportați la parteneri, poate că aduce schimbări partenerilor voștri de viață. Da, asta depinde de la caz la caz, pentru fiecare rac va fi diferit. Vreau să vă atrag atenția că aici, pe sectorul relațiilor parteneriale, relațiilor stabile, oficiale, se întâmplă niște lucruri interesante în ianuarie, februarie și martie. În primul rând, la finalul lunii ianuarie, Venus, planeta iubirii, se oprește din mersul său retrograd în Capricorn. În ultimele luni, din decembrie 2021 și până la final de ianuarie 2022, Venus s-a tot plimbat aici, pe zona asta a relațiilor voastre parteneriale, a relațiilor stabile pentru voi, și v-a făcut să regândiți, să reevaluați, să reimaginați ce înseamnă o relație stabilă pentru voi, cum arată partenerul sau partenera ideală pentru voi, care sunt responsabilitățile voastre și responsabilitățile celelalte persoane în relația de cuplu, care sunt așteptările voastre și așteptările celelalte persoane în relația de cuplu. Toate aceste lucruri au fost reevaluate, regândite și acum, oarecum, după finalul lunii ianuarie, se așează aici tot praful, se așează toată această energie. Și vă ofer un mic respiro până la începutul lunii martie, când o să avem aici conjuncția între Venus, Marte și Pluto. Venus, planeta iubirii. Marte, planeta certurilor. Pluto, planeta transformărilor. Toate trei se întâlnesc pentru voi pe sectorul relației de cuplu. Acum, începutul lunii martie, mai ales ziua de 3 martie, dar puteți să luați cam 2 săptămâni înainte și după acest eveniment, poate să aducă pentru raci niște transformări fabuloase, fenomenale în viața voastră de cuplu. Poate să fie transformări spre bine, poate să fie transformări spre rău. Asta depinde foarte mult și de astrograma individuală a fiecăruia dintre voi. Depinde dacă vă aflați într-o relație toxică sau dacă vă aflați într-o relație benefică pentru voi și pentru evoluția spiritului vostru, pentru evoluția sufletului vostru. În orice caz, ca să vă pregătiți pentru acest moment de la început de martie, eu v-aș recomanda să vă folosiți în folosul vostru, într-un mod benefic pentru voi, de perioada de Mercur retrograd dintre 14 ianuarie și 4 februarie. Pentru că acest Mercur retrograd începe în zodia vărsătorului, dar se termină în Capricorn, se termină pe sectorul parteneriatelor voastre. Și atunci, mai ales perioada asta de final de ianuarie, început de februarie, e momentul ideal să rediscutați, să renegociați, să ajungeți la un compromis cu partenerul sau partenera voastră de viață, mai ales dacă sunt aici niște subiecte dificile, niște subiecte grele pentru voi, dacă au fost probleme în trecut
Profitați de perioada de Mercur retrograd ca să readuceți în discuție aceste subiecte și încercați până pe 3 martie, da, până înainte de conjuncția asta dintre Venus, Marte și Pluto, să ajungeți la un consens, să ajungeți la o înțelegere. Pentru că dacă veți lăsa conflictele ignorate, măturate sub preș, în luna martie, la început de martie, cu siguranță o să explodeze buba. Și, de asemenea, aș vrea să vă avertizez că aceste subiecte care ar fi recomandat să le discutați la final de ianuarie, început de februarie, dacă le ignorați sau dacă nu le rezolvați pe de-a întregul, o să revină foarte puternic și foarte pregnant pentru voi pe finalul lunii decembrie, după 29 decembrie, și o să vă strice pe de-a întregul sărbătorile de iarnă din 2022. Așa că fiți prevăzători și încercați să aplanați conflictele atunci când apar. Nu lăsați ca resentimentele să crească și să se adune acolo, pentru că nu e ok pentru relația voastră pe termen lung. În același timp, conjuncția aceasta dintre Venus, Marte și Pluto, întâlnirea dintre aceste trei planete din data de 3 martie, îmi arată că aici se întâmplă niște lucruri importante, niște lucruri de cotitură în viața voastră. Poate că nu sunt declanșate de voi sau de partenerul vostru. Poate că sunt lucruri exterioare, externe, pe care nu le puteți influența și care se întâmplă, dar care au efecte asupra relației de cuplu. Aici mă gândesc și la acele evenimente majore din viața unui cuplu, la logodnă, căsătorie, la momentul în care vă mutați împreună, momentul în care vă construiți o casă, momentul în care vine un copil, momentul în care apar greutăți, poate apare o boală, poate apar probleme la părinți, la socrii. Toate acele momente grele, momente de cotitură care vă testează relația, pot să apară în jurul datei de 3 martie, așa că fiți prevăzători. În orice caz, dacă aveți o relație ok, echilibrată, armonioasă, bazată pe încredere, pe respect, pe prietenie, atunci n-aveți de ce să vă faceți probleme, pentru că o să treceți ok peste această perioadă. Dar dacă știți că sunteți într-o relație nefericită, dacă nu sunteți mulțumiți de voi, de partener, de relație per total, dacă vă tot certați, dacă aveți viziuni complet opuse asupra vieții, atunci o să fiți foarte, foarte intens testați de această perioadă la începutul lunii martie. Pluto o să meargă retrograd după 29 aprilie până pe 9 octombrie. Mare parte din an Pluto este în mișcare aparent retrogradă. Pluto este planeta transformărilor și Pluto a tot transformat aici zona asta voastră de relații. A transformat-o intens în ultimii ani și mai are de făcut niște transformări până când pleacă de pe această zonă de cer pentru voi. Așa că țineți minte că dacă voi vreți să faceți o schimbare în relația voastră și n-ați făcut-o până pe 29 aprilie, pe urmă lucrurile se cam blochează și o să mai aveți șansa de a modifica ceva în relația voastră de-abia după 9 octombrie. În egală măsură vreau să fiți conștienți de faptul că perioada dintre 29 aprilie și 9 octombrie o să vă pună în situația în care trebuie să evaluați foarte atent cum s-a schimbat relația voastră de cuplu în ultimii ani. Dacă schimbările astea sunt ok, dacă mai rezonați cu schimbările astea care apar în relația voastră sau nu. Va fi un moment mai internalizat în perioada asta între 29 aprilie și 9 octombrie. Acum să vă dau și niște vești bune pentru raci, pentru toți racii, dar mai ales pentru cei care sunt singuri sau în căutarea iubirii. Anul acesta o să aveți două momente foarte importante, două puseuri energetice pe zona asta de romantism și de dragoste, cu posibilitatea de a vă îndrăgosti, cu posibilitatea de dragoste la prima vedere, de ce nu. Sunt cele două eclipse din Scorpion, eclipsa de lună din 16 mai și eclipsa de soare din 25 octombrie. Fiind vorba de eclipse, clar, nivelul intensității energetice este foarte ridicat. Pentru că eclipsele se întâmplă pentru voi pe casa 5-a, pentru cei singuri, poate să aducă o dragoste din asta izbitoare,
vi se aprind călcâiele, vă îndrăgostiți la prima vedere. E clar că aici e vorba de situații karmice, de situații predestinate pe care nu prea aveți cum să le evitați. Dacă relațiile au sau nu șanse de reușită pe termen lung, asta depinde foarte mult și de astrologia voastră individuală. O să vedem și ce au de spus cărțile de tarot pe aceste perioade. Dar aș vrea să mai menționez aici că aceste două etape de eclipse în Scorpion, mai precis ziua de 16 mai și ziua de 25 octombrie, și puteți să luați aici o marjă de eroare de o săptămână, plus minus o săptămână față de aceste date, vor fi foarte importante și pentru acei raci care au copii. Indiferent de vârsta la care se află copiii voștri sau de etapa de viață în care se află aceștia, în 2022 ei vor trece prin niște transformări, prin niște schimbări foarte importante și voi ca părinți, bineînțeles că veți resimți aceste schimbări, aceste transformări care se întâmplă cu copiii voștri. Așa că fiți atenți la ce se întâmplă în viața copiilor voștri în jur de 16 mai, în jur de 25 octombrie, pentru că s-ar putea să aibă nevoie de mai multă susținere din partea voastră, de mai multă implicare din partea voastră. Pe 16 mai, fiind o eclipsă de lună, e posibil să se finalizeze anumite etape, fie în viața copiilor voștri, fie într-o relație pe care voi aveți, dacă nu aveți copii, în timp ce pe 25 octombrie, fiind o eclipsă de soare, e posibil să înceapă lucruri noi, etape noi de viață pentru copiii voștri sau relații noi, iubiri noi, să apară persoane noi în viața voastră dacă nu aveți copii, dacă sunteți la etapa de dating, de ieșit la întâlniri și de cunoscut oameni noi. Acum hai să vedem ce mesaje suplimentare ne dau cărțile de tarot referitoare la viața voastră amoroasă în 2022. Voi scoate 12 cărți, câte una pentru fiecare lună din acest an. Rețineți că etalarea este bazată pe energia momentului, așa că e foarte important să luați din aceste mesaje doar acele elemente cu care voi rezonați, care au o semnificație pentru voi și dacă nu se aplică pentru voi, dacă nu rezonați cu mesajul respectiv, lăsați acele elemente deoparte, probabil că nu erau pentru voi. De asemenea, pentru că energiile se schimbă constant în funcție de alegerile pe care le faceți voi în fiecare zi, în funcție de lucrurile care se întâmplă în viața voastră zi de zi, vă recomand, pe lângă această etalare pe tot anul 2022, să urmăriți și etalările lunare de dragoste, pentru că acelea fiind făcute în fiecare lună, vin cu informații suplimentare, vin cu update-uri, să zicem, da? Cu noutăți în funcție de și cum v-ați schimbat voi de la o lună la alta. De asemenea, vă recomand și etalările sezoniere pentru fiecare anotimp în parte. Fac câte o etalare de tarot pe fiecare semn zodiacal în care mă uit la partea voastră de dragoste, sănătate, afaceri, bani și carieră, fiind făcute la solstițiu și la echinocțiu, iar preiau foarte puternic energia anotimpului respectiv și pot să vă clarifice lucruri care poate aici în etalarea anuală nu au cum să apară, că e prea devreme ca să intuim aceste schimbări. Energia de la baza pachetului, energia care o să vă urmărească tot anul 2022, care dă tonul acestui an pentru voi în partea de dragoste, este 7 de monede. Este energie de potențial, dar în același timp 7 de monede mi-arată că trebuie să aveți răbdare. Aici lucrurile se întâmplă la timpul lor, nu neapărat în momentul sau în clipa în care voi vreți să se întâmple un anumit lucru. E foarte mult potențial pe partea asta de dragoste, în relațiile voastre, indiferent ce vreți să obțineți aici în dragoste în acest an, potențialul e acolo, puteți să obțineți ceea ce vă doriți, singura condiție este să aveți răbdare.
Dacă mă uit așa la prima vedere la cărțile de tarot, văd că aveți destul de multe arcane majore aici în anul 2022 pe partea de dragoste, de aceea o să vă zic că lunile ianuarie, februarie, aprilie, mai, august și noiembrie vor fi foarte importante pentru voi. Vor fi momente de cotitură în dragostea voastră, în relațiile voastre, pe partea emoțională și de relații interpersonale de tot felul. În afară de aceste arcane majore, văd că aveți cărți din suita de săbi, de bâte și de monede. Nu prea aveți cărți din suita de cupe, care ne vorbesc de emoții și de sentimente. În schimb, aveți energie mentală, vă gândiți foarte mult la partea asta de dragoste, analizați foarte mult partea asta de dragoste. Cărțile din suita de bute mi-arată pasiune, atracție fizică, magnetism, iar cărțile de monede mi-arată stabilitate. Deci, ce să zic, per total lucrurile merg bine, dar hai să vedem acum lună cu lună la ce vă puteți aștepta în 2022 în dragoste. În primul rând, în ianuarie aveți Magicianul, cartea de manifestare. Cartea care reprezintă și planeta Mercur, așa că atenție, aici v-am spus de perioada de Mercur retrograd dintre 14 ianuarie și 4 februarie că va fi importantă pentru voi dacă vă folosiți de energia lui Mercur retrograd în favoarea voastră, puteți aici să clarificați niște lucruri în relația de cuplu sau să clarificați niște lucruri cu o persoană cu care discutați sau de care sunteți interesată pe partea asta de dragoste, da? Folosiți-vă de energia magicianului în favoarea voastră. Dacă, în schimb, nu țineți cont de Mercur retrograd și o să începeți o relație în această perioadă, mai ales după ultima săptămână din luna ianuarie și până pe 4 februarie, atunci atenție că acolo ați fost păcăliți. Pentru că acea persoană a fost un magician mai abil decât voi și v-a făcut din cuvinte cum ar veni. V-a spus vrute și nevrute, v-a spus exact ceea ce ați vrut voi să auziți, dar nu a fost complet onest sau onestă cu voi și v-a cam păcălit doar ca să obțină ceva de la voi. Deci, atenție cu Mercur retrograd, atenție cu orice planetă, de fapt, pentru că asta vreau să înțelegeți, planetele nu sunt bune sau rele. Nici cărțile de tarot nu sunt bune sau rele. Ele au tot timpul și un potențial pentru bine și un potențial pentru rău. Care potențial vreți să-l accesați? Asta depinde de alegerile voastre, depinde de ce faceți, depinde de cum vă folosiți de această energie. Și eu tot asta încerc de mai bine de un an de zile, să vă atrag atenția atunci când se întâmplă un tranzit astrologic important, atunci când ies niște cărți importante pentru voi. Eu tot timpul vă atrag atenția. Ăsta e potențialul de bine, ăsta e potențialul de rău. Dar decizia finală voi o luați. Acțiunea finală în viața voastră voi o faceți. Așa că țineți cont de acest sfat. Dacă vă folosiți de Mercur retrograd în favoarea voastră, puteți să obțineți exact ceea ce vă doriți. Acel lucru pe care încercați deja de multă vreme să-l obțineți de la soțul sau de la soția voastră, de la partenerul sau partenera voastră de viață sau de la cineva cu care doar discutați, nu sunteți încă 100% împreună, dar tot încercați să fiți împreună și tot nu convingeți persoana respectivă să intre într-o relație cu voi, acel lucru puteți să-l obțineți în luna ianuarie dacă vă folosiți cu cap de energia lui Mercur retrograd. În februarie avem aici judecata, o arcană majoră care ne vorbește despre internalizare, despre autoanaliză. În februarie e foarte posibil să se întoarcă cineva în viața voastră, să vă ceară cineva o a doua șansă. Dacă vreți sau nu să dați o a doua șansă, asta e decizia voastră, e 100% hotărârea voastră. Această arcană majoră mi-arată pur și simplu că în februarie se activează foarte puternic această energie de iertare, de a doua șansă, de a mai da o șansă cuiva sau unei situații. Depinde de situația particulară a fiecăruia dintre voi. În luna martie văd că se activează foarte, foarte puternic durerea, trădarea pentru voi. E posibil ca o parte dintre raci în martie să sufere din dragoste. Poate că
această persoană la care i-ați mai dat o șansă vă trădează încă o dată. Sau poate că suferiți pentru că nu i-ați mai dat o șansă atunci când a venit la voi. Poate că suferiți pentru că vouă nu vi s-a mai dat o șansă atunci când ați cerut-o. Sau, în egală măsură, e foarte puternic ca acest trei de săbii să fie doar amintirea unei dureri din trecut. Varianta cea mai pozitivă pentru luna martie, pentru voi, este să vă folosiți de acest trei de săbii pentru o vindecare. Da, v-am spus că în martie o să fie aici o conjuncție între Venus, Marte și Pluton, Capricorn, pe sectorul relațiilor pentru voi. Pentru o parte dintre voi e posibil ca Marte, care e implicat în această conjuncție, să ducă la ruperea relației și acesta să fie motivul pentru care voi suferiți. Dar, atenție, Pluto este și planeta transformărilor și una dintre posibilele transformări cu care poate să vină această conjuncție este o vindecare. Puteți să vă folosiți de energia lui Marte, să scoateți aceste săbii din inima voastră, să le analizați atent, să înțelegeți de ce ați fost trădați, de ce ați permis ca aceste trei săbii să fie înfipte în inima voastră. Cu Venus, să vindecați durerea, să vindecați inima care a fost rănită, care a fost trădată și cu Pluto să vă transformați, să deveniți mai înțelepți și pe viitor să nu mai repetați aceleași greșeli. Deci, vedeți, chiar și treiul de săbii, cartea de trădare și de durere, are în sine, în interiorul ei, un potențial pozitiv. Potențialul pozitiv este de vindecare. În luna aprilie avem aici pentru voi arcana majoră Marea Preoteasă. Uitați, aprilie-mai, Marea Preoteasă și Marele Preot. Intuiție și stabilitate, feminitate, masculinitate, mama și tata, emoții, angajament. Lunile aprilie și mai văd că sunt niște momente foarte, foarte frumoase pentru voi, cu foarte mult potențial în zona asta de emoții, sentimente, de relații, de dragoste. Și e foarte posibil ca o relație începută în luna aprilie să ducă către foarte multă stabilitate în luna mai. Dacă vă ascultați intuiția în luna aprilie, în luna mai o să aveți mai multă stabilitate în viața voastră. Dacă începeți o relație cu această arcană majoră, Marea Preoteasă, care a apărut aici în luna aprilie, ne vorbește și despre lună, despre corpul ceresc care vă guvernează pe voi. Prin urmare, aici în luna aprilie e foarte important să vă reconectați cu voi înșivă. În aprilie nu e chiar atât de important să socializați, să ieșiți în oraș, să cunoașteți oameni noi, e mai important să vă cunoașteți pe voi înșivă. Profitați de conjuncția dintre Jupiter și Neptun, care are loc pe data de 12 aprilie, pe sectorul casei a noua pentru voi, pe o zonă care vorbește de spiritualitate, despre religie, despre filozofie de viață, pentru că aici apar noi începuturi în interiorul vostru și atunci când voi vă maturizați, când voi creșteți, când voi deveniți niște persoane mai bune, când vă armonizați cu dorința sufletului vostru pentru evoluția voastră în această viață, uitați, imediat în luna următoare apare în viața voastră Marele Preot, apare posibilitatea de relație stabilă, apare posibilitatea de căsătorie, de întemeierea unei familii, apare persoana care e dispusă să își ia un angajament oficial, legal față de voi. Pentru cei care sunteți deja în relații stabile, luna aprilie e foarte importantă pentru ea, pentru femeia din relație, indiferent dacă ea este în zodia rac sau nu, iar luna mai va fi foarte importantă pentru el, pentru bărbatul din relație, fie că el este în zodia rac sau nu. De asemenea, în luna mai v-aș ruga să fiți foarte atenți la taurii din viața voastră, mai ales dacă partenerul sau partenera voastră este taur sau dacă aveți tauri în familie sau în cercul de prieteni, pentru că aceste persoane pot să joace un rol important în viața voastră amoroasă, pot să vă ajute să aducă mai multă armonie, mai mult echilibru și mai multă stabilitate în dragostea voastră, în relația voastră, poate chiar în relațiile de prietenie. În luna iunie, cu acest doi de săbii, văd că vă aflați la o răscruce.
în iunie, întoarceți situația pe toate părțile, trebuie să luați o decizie, dar nu știți exact ce să faceți, sunteți blocați, sunteți într-un impas. Și văd că impasul este unul mental, pentru că, spre deosebire de luna aprilie, în iunie nu vă ascultați intuiția, în iunie încercați să vă ascultați doar creierul. Și dacă vă ascultați doar creierul, nu o să puteți să luați nicio decizie, pentru că aici e nevoie și de intuiție, nevoie și de suflet, ca să luați decizia corectă pentru voi. În luna iulie văd aici oportunități de a călători cu optul de bâte. E momentul ideal să mergeți într-un concediu, mai ales dacă vreți să mergeți în concediu în străinătate. De asemenea, fiți atenți în luna iulie cu acest 8 de bâte, pentru că se anunță foarte multă activitate în viața voastră. Foarte multe mesaje, telefoane, e-mail-uri, SMS-uri, vorbiți mult, călătoriți mult. Aici lucrurile prind viteză în viața voastră în iulie. Indiferent că sunteți singuri sau că sunteți deja într-o relație, luna iulie e plină de evenimente la care trebuie și nu doar că trebuie, dar vreți să participați. În luna august avem arcana majoră împărăteasa, regina oceanului în acest set de cărți de tarot și aici vedem în august foarte multă abundență. Abundență care poate să vină sub formă materială, mai mulți bani în viața voastră, în cuplul vostru, dar pentru că aici facem o etalare de dragoste, tind să spun că aici e vorba de foarte multă dragoste, foarte multă armonie, pace și înțelegere în cuplu. Toate relațiile începute sub această energie o să fie foarte frumoase, foarte romantice, pline de romantism. Atenție în august de asemenea, pentru că aici se conturează foarte puternic posibilitatea de a avea un copil, mai ales dacă sunteți tineri, dacă sunteți la vârsta de a avea copii și vă doriți un copil, profitați de energia din luna august. Și în aprilie se conturează oarecum această energie, dar e mult mai puternică în august decât în aprilie. Dacă nu vă doriți copii, atunci luați-vă măsurile de precauție necesare. Pentru cei care sunteți mai înaintați în vârstă, în luna august, copiii voștri s-ar putea să joace iarăși un rol important, să aibă nevoie de ajutorul vostru, de susținerea voastră, de implicarea voastră în planurile lor de viață. În luna septembrie, cu 8 de monede, văd că aveți mult de lucru, sunteți foarte ocupați la job, dar mare atenție să nu vă neglijați relațiile, sentimentele, emoțiile, relația de cuplu, datorită activității pe care trebuie să o depuneți la locul de muncă. În septembrie ar fi indicat să începeți un proiect împreună cu partenerul sau cu partenera voastră de viață, să faceți ceva împreună. Poate că renovați ceva în locuință, poate că construiți ceva împreună, plantați ceva în grădină împreună. Aici e foarte benefic să faceți ceva împreună, să lucrați împreună la un proiect. Pentru racii care încă sunt singuri în luna septembrie, aveți mari șanse să întâlniți pe cineva, fie la locul de muncă, fie la școală, sau dacă faceți niște cursuri de recalificare profesională sau niște cursuri de perfecționare a unor abilități. Acolo aveți mari șanse să întâlniți pe cineva. În luna octombrie, cu 6 de bâte, e o lună de succes, de victorie. Voi sunteți victorioși. În octombrie obțineți ceea ce vă doriți, puteți să câștigați persoana pe care vă doriți, mai ales dacă a trebuit să vă luptați cu niște competitori pentru atenția și afecțiunea unei persoane. În octombrie voi învingeți, voi câștigați războiul, cum ar veni, și primiți și trofeul pe care vi l-ați dorit. Cu 6 de bâte, aici văd foarte multă pasiune, similar cu ce se întâmplă în luna iulie, doar că mai puține evenimente și mai puțină agitație. În iulie era multă agitație, în octombrie deja se așează lucrurile, pentru că e clar, voi ați câștigat, nu mai trebuie să vă luptați. În noiembrie, cu arcana majoră justiția, văd că balanțele din viața voastră vor fi foarte, foarte importante. Atenție, mai ales dacă partenerul sau partenera voastră este o balanță sau dacă aveți balanțe în familie, între prieteni, pentru că aceștia vă pot ajuta să ajungeți la un echilibru în relația de cuplu sau să aduceți mai mult echilibru în relația de cuplu. Dacă cumva vă certați cu soțul, soția, iubitul, iubita,
în noiembrie ar fi indicat să apelați la o balanță, la cineva care poate să vă consilieze, să vă ajute să treceți peste acest moment. De asemenea, în noiembrie, văd că se accentuează foarte mult această tematică a justiției, a echității. De ce doar unul dintre voi face curat? De ce doar unul dintre voi face cumpărăturile? De ce doar unul dintre voi plătește cheltuielile în casă? De ce doar unul dintre voi gătește? Da? Aici trebuie ca responsabilitățile să se împartă mai echitabil între cei doi parteneri. Iar pentru acei raci care sunt singuri în luna noiembrie, poate că întâlniți pe cineva care lucrează în domeniul legal, un notar, avocat, procuror, judecător, cineva care lucrează în armată, poliție sau poate că cineva care lucrează în parlament, da? Cineva legat de domeniul acesta al legilor, al justiției și a ordinii publice. În luna decembrie, cu pajul de monede, văd foarte multe oportunități pentru voi, oportunități și financiare, dar și oportunități în dragoste. Această carte, în partea de dragoste, ne vorbește despre mai multă stabilitate, despre lucruri care evoluează încet, dar sigur. Dacă începeți o relație în luna decembrie, va evolua foarte încet, nu o să fie o relație furtunoasă, dar o să fie o relație cu cineva pe care vă puteți baza. Dacă sunteți deja în relații stabile, în luna decembrie, e posibil ca voi sau partenerul sau partenera voastră să primească o ofertă de job, o ofertă de colaborare, o ofertă de afaceri, o ofertă care să aducă mai multă stabilitate per total pentru cuplul vostru. Apar aici niște oportunități financiare, fie pentru voi, fie pentru partenerul sau partenera voastră, care pot să aducă mai multă stabilitate pentru cuplu per total. Ce să zic, în general pare să fie un an destul de bun pentru raci. Acum hai să scoatem și niște cărți oracol. Acestea sunt niște cărți din oracolul angelic care vă dau răspunsuri pentru diverse întrebări. Unele cărți au răspunsuri de tipul da sau nu, altele au răspunsuri cu intervale de timp, astăzi, acum, peste o săptămână, peste o lună. Altele vă dau răspunsuri mai generale, mai vagi pentru diverse tipuri de întrebări. Eu o să scot 3 cărți. Situația se va îmbunătăți pentru cei care ați sărit prea devreme cu întrebarea. Eu voi scoate 3 cărți. Puteți să vă gândiți la o singură întrebare sau la 2 sau la 3 întrebări, dar mare atenție, vă rog să nu trișați. Dacă alegeți numărul 1 pentru întrebarea numărul 1, lăsați-le așa, nu le mai amestecați după ce am întors cărțile. Cele 3 cărți vor fi numărul 1, numărul 2 și numărul 3. Dacă aveți nevoie de mai mult timp ca să vă formulați întrebarea, ca să meditați, să vă conectați cu intuiția voastră și să vă faceți alegerea de răspunsuri, vă rog să opriți acum acest video, pentru că acum eu o să întorc răspunsul pentru numărul 1. Aici mesajul pentru voi este să așteptați. Acum nu este momentul să acționați, nu este momentul să faceți lucrul la care vă gândiți să-l faceți, trebuie să mai așteptați. Pentru numărul 2, abundență. Vine abundență, vine multă dragoste, vine împlinirea emoțională pe care o căutați. Dacă vă căutați următorul iubit sau următoarea iubită, e posibil ca această persoană să fie dintr-o pătură socială superioară, să fie o persoană mai bogată decât voi, să fie o persoană care vine cu abundență, poate că vine cu abundență intelectuală, o persoană mai înțeleaptă, mai inteligentă, mai educată, mai școlită decât voi, poate vine cu abundență fizică, cu mai mulți bani, cu o stare financiară mai bună, poate că vine cu abundență emoțională, vă umple de dragoste și de armonie. Pentru numărul 3, trebuie să vă ascultați intuiția. Aici intuiția voastră v-a tot trimis răspunsul pentru întrebarea care vă macină, dar voi refuza să o ascultați. Dacă nu știți cum să vă ascultați intuiția, eu am pregătit deja câteva exerciții de intuiție pentru voi, găsiți playlistul pe canalul meu de YouTube, faceți aceste exerciții, repetați aceste exerciții și în timp o să înțelegeți care este mesajul pentru voi.
Înainte să finalizăm această analiză, hai să scoatem și niște mesaje de la astrozaruri. Sunt zaruri care conțin 12 laturi cu cele 12 zodii, 12 corpuri planetare și cele 12 case. Hai să vedem dacă mai sunt și alte mesaje, alte informații pe care racii trebuie să le audă la acest moment dat, informații care n-au reieșit din analiza astrologică, n-au reieșit nici din etalarea de tarot, nici din cărțile oracol. Să vedem mesaje suplimentare pe partea de dragoste pentru raci. Avem aici casa a 5-a, Saturn și zodia Taurului. Pentru acei raci care aveți copii, e important să nu mai fiți atât de autoritari, e important să le permiteți să fie creativi, e important să le permiteți să fie copii. Nu uitați că voi sunteți părintele, nu profesorul. Pentru racii care nu aveți copii, casa 5-a simbolizează pentru voi zona asta de romantism, de dating, de ieșit la întâlniri. Iar cu Saturn acolo în Taur, văd că au fost niște restricții, poate că v-ați impus voi niște restricții, poate că ați tot refuzat diverse oferte pe care le-ați primit, sau poate că pur și simplu sunteți foarte încăpățânați și dacă nu apare în viața voastră o persoană care să îndeplinească toate cerințele voastre din checklist-ul vostru, da, din lista voastră de priorități pentru un posibil partener sau parteneră, efectiv refuzați. Aici v-aș recomanda să nu vă mai impuneți singuri limite, pentru că riscați să ratați ceva foarte stabil, ceva foarte frumos, ceva foarte benefic pentru voi, doar pentru că aveți niște standarde foarte înalte și pentru că luați niște decizii neinformate, pentru că la prima impresie pare că persoana asta nu se ridică la nivelul standardelor voastre și atunci nu mai dați nicio șansă. Bun, cam astea au fost mesajele pentru raci, pe partea de dragoste, pentru anul 2022. Sper că v-a plăcut această analiză, pentru că nu e doar etalare de tarot, am făcut o analiză foarte detaliată și cu partea astrologică, și cu cărți oracol, și cu astrozaruri. Dacă ați găsit măcar o informație interesantă, măcar o informație de care vreți să profitați în acest an, vă rog să dați un like acestui video, arătați-mi și mie aprecierea voastră și, de ce nu, dacă aveți ceva interesant de spus, de-abia aștept să citesc comentariile voastre. Eu vă doresc să aveți un an 2022 plin de iubire și plin de armonie. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în etalările următoare. Pa, pa!